Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și cu câtva timp în urmă, doamna Lenuța Jurablea mi-a trimis un tutorial în limba braziliană în care, după cum veți vedea imediat, m-a rugat să lucrez acest chihuahua. Eu între timp am tradus o parte din aceste tutoriale, v-am arătat pentru a vă face să înțelegeți că nu este tutorialul meu. Eu l-am tradus la cererea doamnei Lenuța și astăzi voi începe primele tutoriale. Cum vor urma 3 zile de sărbători, am decis să lucrez un pic pentru dumneavoastră. Săptămâna trecută am lucrat foarte puțin, vremea fiind foarte schimbătoare aici, am avut probleme de sănătate din cauza timpului și nu m-am putut concentra pe lucru. De aceea astăzi vom începe în forță, să spunem așa, de luni. Vom avea nevoie pentru început de fir. Vom lucra cu firul Bravo de la Schachenmayr. Acest fir poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Este un fir acrilic, după care voi folosi, bineînțeles, croșetul cu numărul 3. Vom avea nevoie de un ac cu gaură mare, acul pentru cusut lână, pe care îl voi pune aici la îndemână. Vom avea nevoie de melană pentru a umple jucăria noastră. Vom avea nevoie de două fire despărțitoare sau două clămițe, depinde ceea ce folosiți dumneavoastră, foarfece, ochelari, cine poartă ochelari pentru lucru, și bineînțeles de răbdare. Vom începe astfel să lucrăm capul cățelușului și, ca de obicei, voi începe cu un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Să găsesc capătul, aici este. Scuzați zgomotul, la mine este 2 noaptea, voi vorbi puțin mai încet, să nu deranjez doamna. Și așa cum vă spuneam, în cercul magic vom începe cu un număr de 6 piciorușe scurte. Un pic până mi se dă mâna. Mi-am spălat bine fața să mă trezesc, pentru că, așa cum vă spuneam, este 2 noaptea, altfel nu voi avea timp să lucrez. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt. Vom închide cercul magic cu picioruș alunecat. După care vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 4, 6. Și voi începe. 2. 4.
Ce? Și ultimele două. Deci acum avem 12 piciorușe scurte. Următorul rând, vom pune firul despărțitor, care ne va ajuta foarte mult. Firul alb îl lăsăm așa, pentru că oricum ne va folosi ca umplutură. Și vom continua lucrând un picioruș scurt, iar în următorul vom face o mulțire. Un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Lucrând astfel până la capătul rândului, noi vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Acum vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. Deci repetăm cele 18 piciorușe scurte abia obținute. 2, 3, 4, 5, 6 și vom continua, ne întâlnim la capătul rândului cu 18 piciorușe. Am lucrat din nou cele 18 piciorușe scurte, acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o mulțire, deci în al treilea ochi vom face o mulțire, vom repeta din nou 2 piciorușe scurte, 1, 2, o nouă mulțire și lucrând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 24 de piciorușe scurte, după care vom continua. Rândul numărul 6, căci la rândul numărul 6 am ajuns, va consta în a lucra aceste 24 piciorușe scurte pe care abia le-am obținut. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, fără mulțiri. Ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat acest rând de 24 de piciorușe scurte. Acum vom continua cu rândul numărul 7 și vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. După care, în cel de-al patrulea vom face o înmulțire. Deci 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat un număr de 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri, rândurile 8 și 9, în modul în care se găsesc piciorușele, deci două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am ajuns la rândul numărul 10, deci am lucrat cele două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 12 piciorușe scurte.
10, 11 și cel de-al 12-lea. Începând din acest moment, noi vom face 6 înmulțiri, una după cealaltă. Voi pune firul aici pentru a ști de unde am început înmulțirile. Și deci voi face prima înmulțire, cea de-a doua, și cea de-a șasea mulțire din acest moment ne-au rămas alte 12 rânduri, alte 12 piciorușe scurte, scuzați-vă, rog. Așa. Și le vom lucra și pe acestea. Voi pune un alt fir despărțitor, astfel încât să puteți înțelege mult mai ușor ceea ce se întâmplă de fapt aici, pentru că va trebui să creăm boticul, să-i dăm acea formă alungată, alungită și nu aș vrea ca dumneavoastră să întâmpinați greutăți. Deci voi pune aici un alt fir despărțitor pentru a ști unde am terminat înmulțirile. Iar acum voi continua cu celelalte 12 piciorușe scurte care ne-au rămas și astfel la capătul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. 1, 2, 10 și cel de-al 12-lea picioruș scurt. Deci, în acest moment, noi am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum voi lucra un număr de 13 piciorușe scurte. Și începând de aici voi lucra 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedeți, aici am început cele 6 înmulțiri consecutive în rândul anterior. De aici voi lua un alt picioruș și am obținut cele 13 piciorușe. Voi pune firul despărțitor, după care voi lucra o mulțire, un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt. Vom avea nevoie de un număr de 6 înmulțiri. Deci, încep o mulțire. Un picioruș scurt. Cea de-a doua mulțire,
înalt, piciorul scurt. Cea de-a treia mulțire al picioruș scurt. Cea de-a patra mulțire, un picioruș scurt. A cincea mulțire, un picioruș scurt. Iar acum voi face ultima mulțire, cea de-a șasea mulțire. După care voi muta firul despărțitor și voi continua până la capătul rândului cu un număr de 12 piciorușe scurte, iar de jur împrejur vom avea un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului, deci de acum vom lucra picioruș după picioruș fără mulțiri. Am ajuns la capătul acestui rând. Așa cum vă spuneam, avem un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 14 piciorușe scurte. Am schimbat firul despărțitor, după cum ați văzut, deci voi face 14 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 și cel de-al 14-lea picioruș scurt. Acum voi schimba firul despărțitor și voi continua lucrând o mulțire urmată de două piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea. Din nou o mulțire, două piciorușe scurte. Va fi nevoie să facem un număr de 6 mulțiri separate de două piciorușe scurte. Deci până acum am făcut doar două mulțiri. Acum voi face cea de-a treia. A treia mulțire, două piciorușe scurte. 1, 2. Cea de-a patra mulțire, două piciorușe scurte. 1 și 2. Cea de-a cincea mulțire, două piciorușe scurte. 1 și cel de-al doilea. Iar acum vedeți exact în locul potrivit, voi face cea de-a șasea mulțire. După care voi muta din nou firul și voi lucra rândurile care mi-au rămas și până la capătul acestui rând și vom avea la sfârșitul rândului un număr de 48 de piciorușe scurte. Deci, noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 48 de piciorușe scurte, după care vom continua. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 48 de piciorușe scurte.
Acum voi continua lucrând. Pentru început, 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 și 15. După cum vedeți, am ajuns exact în corespondența firului cu care am început înmulțirile. Acum voi face din nou o mulțire. Iar de data aceasta vom lucra 3 piciorușe scurte între mulțiri. Deci va fi nevoie să mulțim de 6 ori, iar între înmulțiri vom lucra 3 piciorușe scurte. Al doilea și cel de-al treilea, deci avem o mulțire. Cea de-a doua, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, o mulțire, cea de-a patra mulțire. Urmată de 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, cea de-a cincea mulțire, urmată de 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar acum voi face ultima mulțire, cea de-a șasea, după care voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. La sfârșitul rândului vom avea un număr total de 54 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua cu rândul numărul 14. Acum vom lucra un număr de 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsprezece, 12, 13, 14, 15 și cel de-al 16-lea picioruș scurt. Vom pune firul despărțitor și vom lucra o mulțire, deci mai întâi vom face o mulțire, după care vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel
de al patrulea piciorul scurt. Din nou o mulțire. Patru piciorușe scurte. Să fac mulțirea. Deci o mulțire urmată de alte patru piciorușe scurte. 1. Cea de-a treia mulțire. Unu și al doilea picioruș. Din nou, patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Cea de-a patra mulțire. Urmat de patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, cea de-a cincea mulțire. Urmat de patru piciorușe scurte. 4. Iar acum voi face ultima mulțire, cea de-a șasea. Voi pune firul despărțitor și voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Și astfel, de jur împrejur, vom avea un număr de 60 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 60 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, acum vom continua lucrând 17 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, și cel de-al 17-lea picioruș scurt. Voi pune firul despărțitor și voi începe cu o înmulțire. O mulțire urmată de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, o nouă mulțire, cea de-a doua, urmată de alte 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cea de-a treia mulțire, urmată de alte 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, o nouă mulțire,
armată de 5 piciorușe scurte. Cea de-a cincea înmulțire. Urmată de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Și vedeți, am ajuns exact în corespondența ultimului picioruș, unde am pus semnul. Vom face cea de-a șasea înmulțire. Vom pune din nou acest semn aici și vom continua piciorușe scurte până la capătul rândului, iar de jur împrejur obținem un număr de 66 de piciorușe scurte. Deci noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am obținut un număr de 66 de piciorușe scurte. Acum, de aceste fire nu vom mai avea nevoie, le vom da deoparte. Începând din acest moment, vom lucra un număr de 7 rânduri de câte 66 de piciorușe scurte. Deci de 7 ori de jur împrejur vom lucra aceste 66 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni în momentul în care vom termina aceste 7 rânduri. Am ajuns la capătul celor 7 rânduri de câte 66 de piciorușe scurte. Ceea ce am obținut este acesta. După cum vedeți, am făcut boticul cățelușului și am pornit cu capul. Din acest moment vom începe în felul următor. Mai întâi vom lucra o scădere. Deci vom face o scădere. După care vom lucra un număr de 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, iar acum vom lucra din nou o scădere. Și vom continua cu 9 piciorușe scurte. Deci după ce vom face o scădere, lucrăm 9 piciorușe scurte, urmate de o scădere, 9 piciorușe scurte și vom continua în felul acesta. Vom repeta totul, iar la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 60 de piciorușe scurte. Deci o scădere urmată de 9 piciorușe scurte, o scădere, 9 piciorușe scurte, continuăm astfel tot rândul. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am obținut cele 60 de piciorușe scurte după ce am lucrat o scădere urmată de 9 piciorușe scurte, o scădere, 9 piciorușe scurte, astfel pe parcursul întregului rând. Acum vom lucra două rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Deci două rânduri așa cum se găsesc, picioruș după picioruș. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri și vom continua lucrarea. Am lucrat cele două rânduri de câte 60 de piciorușe scurte.
Acum vom continua lucrând. O scădere. După care vom lucra un număr de 8 piciorușe scurte. Acum vom face din nou o scădere. Deci o nouă scădere. Și vom continua cu 8 piciorușe scurte, urmate de o altă scădere, 8 piciorușe scurte, o altă scădere și astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 54 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu cele 54 de piciorușe scurte. Următorul rând vom lucra 54 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș scurt, așa cum se găsește, și îl vom lucra. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 54 de piciorușe scurte și vom continua lucrarea. Am lucrat și acest rând de 54 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând o scădere. Deci mai întâi vom face o scădere. Apoi vom lucra un număr de 7 piciorușe scurte. Acum din nou vom face o scădere, deci după 7 piciorușe scurte, o nouă scădere. Vom continua cu alte 7 piciorușe scurte, o scădere, 7 piciorușe scurte, o scădere. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui nou rând. După ce am lucrat o scădere urmată de 7 piciorușe scurte și am repetat astfel pe parcursul întregului rând, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Acum voi lucra un rând de 48 de piciorușe scurte. Vom lua fiecare picioruș scurt, așa cum se găsește, și îl vom lucra. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu acest număr de 48 de piciorușe scurte. Am încheiat și acest rând de 48 de piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt. Scuzați, o scădere. Urcat un pic, deci voi face mai întâi o scădere urmată de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Acum din nou voi face o scădere. Voi continua cu 6 piciorușe scurte, o scădere, 6 piciorușe scurte. Astfel vom proceda pe parcursul întregului rând
și vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat o scădere urmată de 6 piciorușe scurte pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum voi lucra o scădere. Voi continua cu 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. O nouă scădere. După care vom continua din nou cu 5 piciorușe scurte, o scădere, 5 piciorușe scurte, o scădere pe întreg parcursul rândului. Și vom obține la sfârșit un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând cu 36 de piciorușe scurte. După ce am lucrat o scădere urmată de 5 piciorușe scurte pe întreg parcursul acestui rând, am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum voi lucra o scădere. Scădere urmată de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, din nou vom repeta o scădere, urmată de alte 4 piciorușe scurte și vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am terminat acest rând de 30 de piciorușe scurte, am umplut căpușorul cu melană. Uitați-vă ceea ce am obținut până acum. Și vom continua, pentru că nu am terminat încă, vom continua în felul următor. Deci, acum vom lucra rândul numărul 33. Vom face o scădere. Acum primul rând va fi un pic mai dificil de lucrat. După care vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea. Vom face din nou o scădere. Atenție. Urmate de alte 3 piciorușe scurte și astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu cele 24 de piciorușe scurte. Apoi vom continua. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra o scădere. Sper să vedeți ceea ce fac. O scădere. 2 piciorușe scurte. 1, 2, o nouă scădere. Alte 2 piciorușe scurte. O scădere.
și vom continua, sper, pe întreg parcursul rândului. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând o scădere. Urmată de un picioruș scurt. O scădere. Și un nou picioruș scurt. În felul acesta, la capătul rândului, vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Și o scădere. Și un nou picioruș scurt. Acest rând și următorul voi lucra împreună cu dumneavoastră, pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui tutorial. Deci am lucrat o scădere, acum voi face un nou picioruș scurt. O scădere. Picioruș scurt, o nouă scădere, și ultimul picioruș scurt, și după cum vedeți, am ajuns exact în locul unde am început rândul. Acum voi face 6 scăderi. Deci avem un număr de 12 piciorușe scurte. Vom face 6 scăderi consecutive. Și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem una, cea de-a doua scădere, treia scădere, cea de patra, cea de cincea, mai greu. De aceea am ales să lucrez împreună cu dumneavoastră, pentru că veți vedea, aici este un pic mai dificil. Cum voi face ultima scădere. Voi scoate firul. Voi scurta firul și voi închide cu coacul. Sper să nu am probleme, sunt depus în ac. De obicei cam greu, mai ales așa, exact am nimerit foarte bine. Iar acum voi lua ochi cu ochi și voi închide lucrarea. Deci aici primul, coase în felul acesta, fiecare. Acum voi strânge totul. Vedeți?
Și voi ascunde capătul de fir. Astfel am încheiat o parte din acest tutorial. Cred că acesta a fost tutorialul cel mai lung din tot ceea ce am tradus până acum. Voi încheia aici această primă parte și voi continua. Voi scurta acum firul, capătul de fir. Aceste capete de fire să nu le aruncați, pentru că întotdeauna vor folosi în momentul în care lucrăm jucăriile, amigurumi, pentru a le umple. Le vom pune împreună cu melana. Deci aceasta este ceea ce am obținut până acum, căpușorul cățelușului Chihuahua. Ne vom reîntâlni la următorul tutorial.